Primarul general Dorin Chirtoacă a sugerat procuraturii să se implice în soluționarea chestiunii cu datorie de 15 milioane de lei a parcului de troleibuze. Datoriile, pretinsele datorii, încă din anul 1998, în niciun caz nu pot fi puse pe seama colectivului Regiei Transport Electric. Este o chestiune asupra care trebuie să lămurească procuratura. Pentru că asemenea lucruri potrivit legii nu sunt permise. Regia Transport Electric, în cazul în care consumă curent de la distribuitor, urmează să-l achite luna viitoare și dacă nu-l achită, știm foarte bine ce se întâmplă. Problema datoriei pe care o întreprindere numită Electrica Plus se dovedește prea dificilă de soluționat pentru primăria Chișinău. Săptămâna trecută, conturile Regiei Transport Electric au fost înghețate în baza unei decizii de judecată, din care cauză lucrătorii nu și-au primit salariile pe luna aprilie. În urma discuțiilor cu serviciile corespunzătoare, s-a reușit ca să obținem o mică pauză de o singură zi pentru vineri, ca să putem achita salariile pentru luna aprilie. Însă, după această decizie, toată ziua, direcția, conducerea Regiei Transport Electric s-a aflat în incinta, în interiorul Molding Home Bancă, pentru a obține banii pentru această salarizare. S-a tergiversat în fel și chip, până ca la sfârșitul zilei să se refuze acest transfer de bani și la ziua de astăzi salariul nu este achitat. Procesul judiciar între Regia Transport Electric și compania Electrica Plus durează de 12 ani. Primarul Dorin Chirtoacă a solicitat să fie făcut public numele funcționarului de la Molding Home Bank, care a dispus să nu fie transferați banii pentru salariile angajaților parcului de troleibuze. În alt context, șeful Direcției Generale Transport și Căi de Comunicații, Veceslav Țărnă, a raportat la ședința operativă a primăriei că în această săptămână întreprinderile municipale de resort se vor ocupa de salubrizarea drumurilor ce duc spre Memorialul Eternitate. Între timp, continuă plombarea drumurilor din suburbii.